Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Zuba. După foarte, foarte mult timp s-a băgat în sfârșit un nou Zuber și se numește Betsy. Betsy, care este un castor și avem și skin pe el. Totodată o să cumpărăm și pe Grinch, care de fapt este Shelly. Shelly care a furat Crăciunul, așa se numește skin-ul, costă 250 de gemuri. Bineînțeles, vedeți că nu ducem lipsă de gemuri, avem 69.225 de gemuri în total. Foarte multe gemuri, facem opening, cred că unul dintre cele mai mari opening-uri, cred eu. Să nu neapărat că o să dau și o să fac opening doar pentru acest caracter, dar restul de coins-uri vreau să le, gen de gemuri vreau să le bag în coins-uri ca să maxez contul. În fine, nu uitați de butonul și abonarea, ai vă rog din suflet dacă susține seria de Zuba și vreți să mai postez, să mă mai chinui, să facem peste 10.000 de like-uri. Știu că se poate, știu că se poate și am încredere în voi. Cod Mădălin pe shop nu avem aici, dar puteți să folosiți foarte ușor pe orice alt joc, pe Fortnite, pe Brawl Stars și așa mai departe. Și ia să vedem, am ceva gratis parcă pe shop. Ok, am 66 de bănuți gratuiți. 66 de bănuți gratuiți, cred că e cuvântul potrivit. Hai să deblocăm pe Betsy. Altceva n-avem ce să facem, aici avem o așa. Prima și prima dată hai să luăm pe Shelly care a furat Crăciunul. Uite cum arată Shelly. Mamă, deci ciudat e. Cât de ciudat arată, ia uite-o. Shelly care a furat Crăciunul. Și sare cu piciorul acum? Ia. Amă, mai sare cu piciorul? Ia uite mă, doar atunci l-a început să regul. A, uite, ou! Karate. Karate Kid. Ia să vedem cum arată așa. O să dăm un match bineînțeles cu skinul acesta și Shelly care a furat Crăciunul. Am o grămadă de skinuri pe aici. Earl, Piratul, Henry. Ia uite. Bam! Jap! Ia uite, de ce sunt într-o parte? Mă, ce de cadouri are în spate. V-a furat toate cadourile. Nu o să mai aveți cadouri absolut deloc de Crăciun. Hai să luăm și pe Betsy. Betsy? Ce denumire, Betsy? Bam, a apăsat pe 3000 de gemuri. Betsy. Prima și prima dată avem așa. Dar nu înțeleg ce legătură are castorul cu Crăciunul. Mă așteptam să bage ceva de Crăciun mult mai tare. Betsy pădurarul. Pădurar. Ce costum așa de pe el. Ia să luăm noi acum, luăm pe Betsy. Ia uite-l. Mi-a dat direct cu costum și dinți are. Bine, e castor, logic. Ia uite cât ciuliță ce are în cap, costumat așa frumos. Bă, șmecher, încă e șmecher jocul, dar e... cum să zic eu, nu știu din ce cauza n-a, și-a pierdut din popularitate. Că n-am mai jucat lumea. Deci cutii de zmaral, da, o să dau un cutii de zmaral, văd că este și value. Deci cea mai mare investiție cred că este în cutii de zmaral. Pentru că i-am tot contul full maxat. Aici astea le-am pe toate maxate, astea nu pot să le iei decât din eveniment. Bă, ăștia zubării i-am pe toți maxați puncte în continuu. Și nu mai are pe ce să mai împice, în continuu va pica pe Betsy. Deci doar pe Betsy. Am și permis premium activat. Am tot ce vreau, mușchiul meu. Deci vom da în cutii de zmaral, cred că este cel mai value. Bam. Cutii de zmaral. Dăm până ne plictisim, adică vedeți și voi că... că dau în continuu. Bam, 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 bam. Nu știu ce level putem să-l facem pe Betsy. Deja am 1000 de puncte, wow. Păi ce neaba mă, că-l fac pe ăsta, poți să-l fac power, îmi trebuie gold, doar că îmi trebuie gold. Poți să-l fac, cred că power 15, power 16 nu știu are rostul, probabil. Pe lângă faptul că îi bat pe ăștia de ileșin, adică voi vă dați seama că o să-i bat pe ăștia de la level mic și cred că majoritatea dintre ei sunt boți. Ok, meriți, așa, n-am nevoie, brădăre, n-am nevoie. Level 11, level 12, level 13, level... oh, nu mai am. Deja pot să-l fac level 14, păreri? Păreri. Colectează recompense. Să dau aici colectează. Ce mai avem pe aici de luat? Astea puncte o să-mi dea. A, nu mi-a dat pe nimic puncte. Mai deschidem și de aici. Să mai luăm pe beții. Sigur nu se aude sunetul. Sunetul se aude decât pe telefon. Astea le colectez după aceea. Nu are sens. Da, păi o să mai dau niște. O să mai dau niște de-astea. Ce pot să fac? Cutii de zmaruri și după aceea o să investesc gemurile în gold. Că n-am ce să fac și dăm upgrade. O să mai dau și la alții upgrade, la alte caractere. Ia să vedem ce level putem să facem pe Betsy. Am bănuți. Trebuie 120.000. Trebuie să investim. Avem gemuri fără număr. Nu trebuie să ducem lipsă. Bam! Și mai dăm un bam. Și mai dăm un bam. Așa, și mai dăm un bam. Doar să vă imaginați. Că gemurile astea de aici, deci 5 milioane, costă 5600 de gemuri. Și eu am avut 70.000 aproape. Deci doar să vă imaginați.
Deci după calculele pe care le-am făcut, am avut opening în valoare de vreo 60-65 de milioane. Să se înțeleagă chestia asta, aceasta. Hai să vedem beții, să dăm aici upgrade, bam, și putem să o facem și level 15. Hai mă să o facem level 15. Level 16 e deja maximum și nu are sens. Luăm aici cutie de smarald, haubau. Gat, bun. De restul voi cumpăra, nu mai are sens să mai deschid, pentru că pot să mai iau puncte, dar n-are sens. Vreau să investesc până la 40.000 sau să mai investesc mai mult în gold. Gen goldul, uite, mă duc până la 30.000. Așa, bun. Facem level 15 pe beții. Level 16 este următoarea, costă 400.000. Dar nu are sens să dau 400.000 pentru că vedeți voi că îmi lisesc pe mai mulți zuber. Și ia să vedem totodată. Hai să mai luăm noi, să mai luăm, că și așa n-am ce să fac. Voi mai lua până pe la un 20.000 ca să mai investesc să dau un ce am level 12. Bam, lăsăm așa deocamdată. 399.000. Ne ducem și investim așa 70.000 în Jade. În Jade investim și în Shelly, că jucăm cu ea. Bam, level 16 e maxim pe jocul acesta. Fuzi, bam. Mamă, dar câți îmi lipai de viața mea, câți i-am icus, frate. Nici și așa cu gemul ăsta pe care le-am, tot nu pot să... Bam, am maxat, am făcut level 13, pe ce să mai fac eu? Uite, pe ăla am level 14, Henry 14. Beți este, mă stai puțin, eu l-am... Beți e primul meu zuber de level 15. Wow. Gata, că nu mai am bănoți. În fine, nu mai contează. Deci, Beți este primul meu zuber de level 15. Nici pe finul l-am făcut level 15. L-am level 14 de foarte mult timp. Asta e nasul, că se cere foarte mult coinsuri, foarte multe coinsuri. Ca să poți maxa. Stare curios cât de OP e Betsy. Așa, bun, gata, perfect. Clubul, a, de clan, club, clan, nu știu cum să zic, nu m-am mai ocupat absolut deloc. 41 de oameni. Totodată vreau eu să iau pinuri pe aici. Mai lipsește puțin ca să le iau și pe celălalt cu fin. Și haide să-i dăm drum. A, trebuie să luăm, da, trebuie să luăm din acestea, parcuri. Ce să luăm noi? Lance Nitro, mărește raza de atac? Da, hai să vedem dacă ajută. Luăm Shark Nitro. Împing mai mult, nu vreau asta. Oare o merge așa, bombă cu molotov? Are gen raza mare? O să testăm după aceea și dacă îi schimbăm. Schimbăm parcurile, ca să zic așa. Băgăm solo shutdown. O să rupem cu beții, level 15. Hai să-i văd mecanica. Nici nu m-am uitat ce face. Ar fi trebuit să mă uit puțin să văd care este mecanica ei, sincer. Cred că e fată sau băiat. După nume, Betsy sună fat. Chiar vreau să-mi lăsați secțiunea de comentarii ce credeți că este. Am uitat că aici nu se mișcă controllerul. Da, 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 ok. Bomb clusterul cu acel foc te ajută foarte mult. Lol? Stai puțin. Ce-i cu săgeata aceasta? Ah, wow! E o ploaie de săgeți, practic. Deci tu pui, tragi în sus și după aceea vine un fel de ploaie de săgeți. Și uite la... Wow! Uite la suliță. La suliță cu toții mai mult. Ia să facem o ploaie de săgeți. Dar nu dau damage foarte mare. Mamă, cât de... Și asta ce face? Ah, pune un fel de perete. Doamne, ce ții și cu... Ce ții și cu zuborul ăsta, mă? Crezi pereți? Mă, ce-i asta? Ce naiba-i zuborul ăsta, frate? Deci, am înțeles. Asta unde te duci, practic, o ploaie de săgeți. Asta când o dai, deci tu trebuie să dai neapărat... Nici nu știu, bă, e greu de jucat Subaru în sine. Trebuie să dai cu predict, dar e greu tare. Pun pereți. Da, e super greu. Dau cu auto-aim, bă, e unul dintre cei mai dificili.
Cei mai dificili Zubari. Sulița e mie degeaba. Și am și level mare, adică gândiți-vă doar puțin că am level foarte mare. Pic o suliță din cer. Cred că știți care e faza, n-ar trebui să iau aia de distanță cu sulița. Da, e greu, e super slab Zubaru. Într-adevăr. E super, super slab Zubaru. În apă nu dă. Deci el creează pereți, practic pune un perete. A, și dacă eu... A, ok. Deci eu pun... Asta îmi place, asta îmi place. Îl mănânci și îți dă viață. Uite cât de mică face raza, mă, cu sulița aia. Bam! Îmi creează perete, îl mănânc și îmi dă viață. Are mecanică foarte grea. Gen foarte grea mecanica lui. Hai mă, mănâncă. De ce nu mănâncă perete? Ok. Mănâncă perete, tătigo. Măcar chestia asta, deci dă heal. E un lucru bun. Ta-da! Hai mă, mănâncă! Doamne, bă, ce porcărie de... Cum să te poți bate, frate, cu Zubarul ăsta când ăștia fug atât de... Mă, să fim serioși. Uite și tu cât fuge ăsta și are power-up mic. Cum îl nimeni eu pe ăsta, mă? Deci, mă bate ăsta. Mă bate ăsta de level 4. De level 4, bro. Frate, e super greu, e super greu Zubarul. Am level 15. Dă damage extraordinar de mic. Ce naiba e Zubarul ăsta? E unul dintre cei mai dificili Zubari pe care i-am jucat eu și pe care i-am luat și am mai făcut și level 15. Totodată. Colectează recompense. Hai că mai jucăm. Mai jucăm, dar stai să mă uit puțin peste descrierea lui. Pasiv, mâncător de bârne. Mâncător de bârne. Activ, barieră din bârne. Sănătate, daune, agilitate, distanță. Arc, aruncare țintă și aruncare bombă. Piele așa, etichete nu le am încă. Ia să schimbăm noi puțin. Și să luăm în loc de suliță. De fapt, da, de suliță, lance nitro. Lance nitro să nu mai fie distanța foarte mare. Să luăm noi. Cresc daunele la damage, nu. Asta mi se pare că mușchi umflați, când dai damage îți creșteau daunele. Nici nu știu ce abilitate să iau. Ala de doctor, bunătăți, bandaj, vindecare, bidon cu heliu, doză de adrenalină, eficacitate. Hai să iau mușchi umflați. Dar l-am power 5, nu la maxim. Deblochează cutia, nu mai afișa. Brother, dar nu vreau să deblochez. Cafeaua de dimineață? Da, da, cafeaua de dimineață e bună la început atunci că îți dă boost. Hai, că nici la asta. Îi fac bien. I-am dat damage, dar totuși, frate. Sulița asta e prea mică, raza este prea mică. Deci păreri că este raza extraordinar de mică? Ce are power 1 și uitați-vă ce damage mic îi dau. Mă chinui cu ei! Pe bune! Hai că mai sare și sulița mea. Cred că în trofee nu e foarte jucat în trofee mari probabil. Nu, nimeni! Doamne, mă, e de săgeat, brotere!
Pizza nu nimere caracterul. Du-te, bă, de aici, că-ți face nervi. Noroc de bomb clusterul ăla, că poți să dai și tu foc și... Nu nimere caracterul, e o suliță. E o suliță care pică din nicăieri și mai este și... Și raza mică. Uite, și nu pot să-l omor pe ăla, mă. N-ai văzut așa ceva. Doamne, că nașpet e brawlerul. Trebuie neapărat să primească buff, trebuie să-i facă ceva. Adică nu mi se pare normal ca eu să am power-ul ăsta, power 15, și să nu pot bate un caracter foarte easy de level 1. Ok, l-am omorât pe ăsta tot la fel din bomb cluster. Pereții nu mai zic că în unei situații te pot încurca, că poți să îți pui o barieră în fața ta să mai poți trece până nu-i mănâncă. Uite rază mică. Uite ce rază am. E jale brawlerul Zubăru, da. Uite rază mică ce am. Nu bate să dăm leșină aici. Nice. Hai să pun-o de-asta și să mănânc. Să mă bag în ea ca să mănânc. Tadam, tadam. Gata, m-am și blocat. Pe care o tactică foarte bună să te poți băga după astea. Dar expiră la un moment dat. Deci la un moment dat oare expiră dacă nu le mănânc? Ia că vreau să mă uit la ele să văd dacă expiră. Dacă expiră pereți. Deci ale cu dumneavoastră. Opa, de ce tremură? Probabil că încasează damage și dispar. Păreri? Păreri că maică mă bătea asta. Maică mă bătea asta, sincer să vă spun. Vă mai dau un meci cu beții. Vă mai dau meci cu beții, după aceea vreau să dăm cu Shelly care fură Crăciunul. Shelly care a furat Crăciunul. Și nu o să mai avem Crăciun. Colectează bam. Deci am zis că mai dau meci cu beții și după aceea vreau să dăm cu Shelly care a furat Crăciunul. Și cam asta a fost episodul. Mai zis, dacă vreți să mai postăm Zuba și vă mai jucați Zuba, nu uitați acolo de buton și de like. Am zis să mai fac și eu, gen, măcar când va veni un Zuba nou să facem un episod. Așa, văd că aici este legendarul. Ba, legendarul. Legendarul mă bate. Mă miră faptul că... Mă miră faptul că am modificat. E că m-am zis că mă bate legendarul. Care îi dă viață foarte multă. Hai, legendarule, mai mor și tu, tăticu. Gata, în sfârșit. Mi-a dat suliță, minunat. Chiar îmi place să dau cu sulița. Nu mi-a furat sulița. Mă dau pe spate după sulițe. Mănâncă, mă. Tank. Ia uite și pe asta. Se plimbă omul, se trage pe burtă. Deci că e la el, pe uliță. Așa, bun. Mai punem un perete, îl mâncăm și pe ăsta. Cred că trebuie să te folosești foarte mult în trofei mari. Dacă, gen, se joacă trofei mari, zubărul acesta, să te folosești foarte mult de... Să te folosești de pereți, să pui pereți și să-i mai și mănânci din când în când. Știu că sună ciudat să-i mănânci. Bun, am reușit pe ăsta să-l bat. Deci dă crezi jocul. Și m-am mai băgat o dată pe magazin play, dar nu înțeleg din ce cauză. Ah, nu mai pot să mai dau acolo. Se bat băieții aici, băieții grei. Important e că pot să dau splash. O suliță acolo, sulița a fost degeaba. Și de bătaie, bă.
Bă, ce de bătaie, bă. Băieții știe fotbal. Oh, mai știu, mai spamez și pe aici, ceva mai, ce mai pot. Trebuie să dus în zonă, ce caut stăticul în zonă? Oscar Pietro. Ia uite-l pe ce e faci, mă, putifere, că n-ai ce să faci. Ia să facem noi în perete să-l mâncăm. Dar nu poate să-l mănânce? Ai, că l-am nimerit. Da, e super greu, Brawler-ul. De fapt, Zubăr-ul, îmi vine să zic în continuu Brawler. E dificil tare, dificil tare. Și l-am și level 15. Nici nu vreau să-mi imaginez dacă cumva lăsam level... Level 1 sau level 2 sau level 3 sau așa mai departe. Nici nu vreau să-mi imaginez cât de greu era. Dăm aici, colectează recompense. Începe de blocare, cere ajutor. Și uite, avem și aici 6 puncte și pe beții. Acum hai să dăm un meci cu Shelly și cam asta a fost episodul. Avem pe Shelly, care a furat Crăciunul. Avem aici, bam, cum dă ea cu piciorul. Hai să dăm un meci și cu Shelly. Shelly măcar e mult mai ok. Și orice Zubăr e mult mai ok decât beții. Că eu m-am jucat cu toți Zubării, adică nu e ca și cum nu știu jocul. Ok. Bă, dar cât de bine arată. Ia să vedem că se bagă în cochilie. Oba, că se bagă în cochilie, are gen, de fapt, ce are în spate, practic. Ia uite-o pe Shelly. Rupere. Aolo, am uitat că când e în buș, nu dă foarte bine cu AIM. Dar cineva mi-a dat două... Bă, stai puțin, îți dă două pachete de vindecare? Dintr-un singur boss din ăsta au modificat că înainte îți dea doar unul. Ia uite. Jap. Mi-incar viața. Hău! Ia să vedem. Hău! E altceva, frate, e altceva. Pe sniperul sunt tank. Hău! Ia. Hău! Uite, mă, ce sniperul le dau. Hău! Apândă. Nimeni. Nimeni prin zonă. Hai, mă, să vă dau haubau. Nu vrea, bă, lumea să se bat. Stau în buși ca pe Brawl Stars cu Piper. Ia uite asta, dar uite cum se rucesc cadoule de aici. Ne spargem cadoule, că până la urmă suntem și Shelly, care a furat Crăciunul. Și spargem toate cadoule, practic noi suntem cei răi. Trebuie să mă duc în zonă. De zona va fi aici, se va strânge, cumva în partea aceea. Dar arată bine skin-ul, pentru 250 de gemuri. Nitru. Crezut că îl cheamă Nicu. Nu, avea ăla gold. Au. O dăm? Ia uite ce s-a băgat ăsta. Ieși, bă, urâtule. Se bate lumea, vreau și o bătaie. Să dau. Mamă, ia legendara, nu te cred. No. Rip. Rip, băieți. Poate să fie pe oriunde pe aici. Mai sunt eu cu el, oricum până la urmă trebuie să o dăm 1v1. Am stat puțin în cochile să-mi încarc viața. Wow, level 11. Uite la distanță. Let's go. Ah, pe el baleje. Oba! Am ratat. Let's go, bro, let's go. Asta îmi place, bătaie, că nu mai sunt boți. Nu mai sunt boți. Că eu pe Shelly am 1000...
Am 1000 și ceva de trofei și la trofeele acestea nu sunt boți, practic. Nu am trofei mici cum aveam pe beții și îmi dădeam numai boți. Nu știu cum se va descurca la trofei mari beții. În fine, cam asta a fost și episodul. Dacă v-a plăcut, vă spun încă o dată, nu uitați de butonul like și de abonare dacă doriți să mai vedeți episoade pe viitor. Am o grămadă, am toți zubării practic cu care pot să joc. Poate să mă maxez din ei. Skinul la fel, cred că am toate skinurile, nu cred că am ratat vreun skin. Habar n-am dacă am ratat vreun skin. Și cu toate astea ne vom vedea data viitoare. Stai puțin, n-am luat-o pe beții pe fundal, că am vrut să iau pe beții. Dar, nu știu dacă ați luat-o sau nu, e destul de slabă beții. Toate ce bune, ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!